Așa cum stăm, aș vrea să deschidem Scripturile la pagina 565 și vom citi un text extrem de cunoscut. Este vorba de Psalmul 23. Psalmul 23, pagina 565. Iată ce spune cuvântul Domnului în acest loc. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin, cuvântul Amin. Domnului. Vom veni în rugăciune și un frate îndemnat de Duhul Domnului să ne conducă în această rugăciune de cerere pentru cuvânt. Dragii mei, dacă ar trebui să fim foarte atenți și cu foarte mare acribie la tot ceea ce spunem, dacă ar fi să fim onești cu noi înșine, trebuie să recunoaștem că majoritatea dintre noi, dacă nu toți, mințim din complezență sau din ușurătate, din comoditate, atunci când suntem întrebați, ce mai faci? Bine, mersi. Nu? Este răspunsul standard. Asta ne scutește pe noi de foarte multe bătăi de cap, să explicăm de ce nu facem bine și interlocutorul nostru așteaptă să dai acest răspuns. Îl vei surprinde cu răspunsuri de genul nu, nu fac bine, pentru că atunci îi pui o povară pe umeri și nimeni nu este pregătit să devină dintr-o dată confesorul tău și să te asculte. Unii oameni de-abia așteaptă să plângă cuiva. De ce să le iei tu rândul și să te plângi tu în locul lor? M-am gândit mult la această întrebare în anul care a trecut. A fost probabil cel mai greu an din căsnicia noastră. La mijlocul anului s-au întâmplat câteva lucruri în familia noastră care ne-au frânt nădejde, speranțe, ne-au smerit, ne-au umilit, ne-au încovoiat tot ceea ce credeam noi că suntem până atunci și Domnul ne-a așezat cu fața în țărână. Sfârșitul anului a fost și mai dramatic. În data de 9 noiembrie am primit un telefon de la unul din cumnații mei să ne rugăm pentru cumnatul nostru cel mai mare. Era folosit de Dumnezeu în lucrarea din Oltenia, avea planuri, la 51 de ani ai planuri pentru viitor. Dumnezeu l-a folosit la plantarea bisericii din Scornicești și la răspândirea Evangheliei în acea zonă. În data de 9 noiembrie primim telefon să ne rugăm pentru el, salvarea îl resuscitează. Peste o oră am primit al doilea telefon, decesul a fost pronunțat. A murit frumos, cântând în curtea casei Domnului, slujindu-i pe ceilalți, spălându-le mașinile. Dar nu e așa că e greu să o întrebi acum pe văduva lui? Ce mai faci? Este greu să le întrebați pe cele două fete, este greu să le întrebați pe copilașul mai mic, băiețelul de 11 ani. Întrebați-l, ce mai faci? În data de 31 decembrie, la 7 săptămâni exact, Domnul ne ia alt bărbat din familie. Tata socru, un om admirabil,
același scenariu. Am mers până în Oltenia să o încurajăm pe cumnata noastră, am stat împreună la masă, am stat împreună cu toată familia, ne-am bucurat, ne-a arătat stupii, era în viață și avea planuri și dânsul. La 70 de ani ai mai puține planuri, dar tot mai ai planuri. Măcar până la 80 de ani ca cei mai tari, așa ne gândim noi. În 31 decembrie unii făceau revelion, noi făceam priveghi. Au urmat alte 7 săptămâni și Dumnezeu ne-a mai secerat un bărbat din familie, patriarhul familiei, omul care mi-a fost tată, spiritual, mentor, confesor. Spuneam zilele trecute soției, nu foarte în glumă, serios, hai să numărăm încă 7 săptămâni să vedem ce are Dumnezeu de gând cu noi. Dacă mă întrebați astăzi ce mai fac, vă spun nu foarte bine, dacă este să fiu onest cu dumneavoastră. După toate aceste evenimente, când credeam că toate lucrurile s-au liniștit, de obicei noi plătim chitanțele în trup, la oarece distanță. În urmă cu câteva săptămâni, după toate aceste presiuni, ajung din nou la urgență, cu fibrilație atrială, medicii se uită la mine și spun, nu vă îngrijorați. Va fi din ce în ce mai des, din ce în ce mai lung, până la ultima fibrilație, că nu vă mai putem scoate, dacă noi intervenim. Dacă mă întrebați ce mai fac, nu foarte bine. Și totuși, dragii mei, am ales psalmul acesta pentru că avem un obicei ca familie. În fiecare zi luăm, dacă este astăzi 23, luăm psalmul 23 și ne ducem peste 31 de psalmi și găsim psalmul 54 și peste 31 de psalmi, psalmul 85 și peste 31 de psalmi, psalmul 116 și peste 31 de psalmi, psalmul 147. Și în fiecare zi schimbăm numerele și într-o lună de zile poți să citești psaltirea cam de 5 ore aproximativ. Astăzi este ziua de 23. Haideți să vedem ce ne spune Domnul astăzi, 23, ca răspuns la întrebarea, ce mai faci? Ispita noastră, și așa suntem noi, așa ne-am născut. Când se naște copilul, dacă îi pui dești în palmă, ți-l strânge. Trage spre el. Ăsta este reflexul cu care ne naștem. Și toată viața schimbăm mișcările, facem mâna greblă să tragem tot mai mult spre noi și credem în mintea noastră omenească și firească că noi suntem centru Universului, buricul Pământului și axa în jurul căruia se învârte realitatea. De aceea întrebarea este prospusă, ce mai faci tu? Când ajungi să pui reflectoarele pe tine și te concentrezi asupra ta, vei fi tot timpul frustrat. Pentru că omul este ca o trestie în care dacă te sprijini, îți străpunge mâna. Așa este fiecare dintre noi. Și dacă suntem iarăși onești cu noi, trebuie să ne uităm puțin în trecut și eu ca unii dintre dumneavoastră de aici consider că am trecut de jumătatea vieții. Dacă suntem puțin onești și ne uităm în spate, acum noi cei care spunem că coborâm la vale, nu este expresia asta, ceva, și cobor, am urcat dealul, acum cobor la vale. Să știți că e mai greu, vă spun în experiența de biciclist, e mai greu la coborâre decât la urcare. Deci cobor la vale. Ajungem să spunem cobor la vale și spunem am ajuns la adânci bătrânețe. Nu, nu avem înalte bătrânețe, ci avem adânci bătrânețe până mai jos de suprafața Pământului. Dacă ne gândim, noi cei care am trecut de jumătatea vieții, la așteptările noastre de fiecare zi, tot aștepți să ajungi la cel mai înalt și cel mai fericit moment al vieții tale. S-ar putea să dureze câteva secunde, s-ar putea să dureze perioada aceea câteva zile. Când ești cel mai fericit? Când ai fost cel mai împlinit? La nunta copiilor? În ziua când ai fost promovat la servici? Care ți-a fost plafonul acela de succes maxim în care zici, domne, s-a meritat. M-am sculat în fiecare zi de la 5:30 dimineața sau mai devreme, m-am dus, am lucrat, uite, s-a meritat, m-am ajuns. Dacă ești cinstit cu tine, îți dai seama că este un vierme în inima omului care ne mănâncă și spune mai mult,
Mai mult. Mai mult. De aceea, rata de sinucidere este foarte înaltă în acele țări în care oamenii au un destul. Rockefeller a fost întrebat, domnule, atunci era cel mai bogat om din lume, încă nu a apărut Bill Gates pe scena lumii. Și a fost întrebat, domnule Rockefeller, acum aveți atât de mulți bani, nu mai știți ce să faceți cu el, puteți să vă cumpărați absolut orice. Spuneți-ne, ce vă mai trebuie să fiți fericit? Sunteți fericit? Nu. Ce vă mai trebuie să fiți fericit? Răspunsul lui probabil știți. Încă puțin. Încă puțin. Dacă ai mașină, cumnatul, finul și vecinul au una mai bună decât a ta, trebuie să o schimbi. Dacă ai schimbat mașina, după aia trebuie să treci la un model, mai ai bani, trebuie să cheltuiești. Dacă ai ieșit din aia, îți trebuie iaht și îți trebuie avion personal și după aia îți trebuie flotă și după aia tot îți trebuie. Dacă te concentrezi asupra ta, fiecare ziulică a vieții tale vei fi complet nefericit. Noi nu putem să ne facem fericiți pe noi înșine, de aceea cea mai grea povară este singurătatea. Un prieten din Iași l-am întrebat odată, ce mai faci, dragul meu? Mi-a spus foarte plastic, mă suport. Foarte greu. Singurătatea este apăsătoare pentru că noi pe noi înșine nu putem să ne facem fericiți. De aceea răspunsul la întrebarea corect este, ce mai faci tu? Răspunsul este Domnul. Încercați să întoarceți reflectoarele în sus și încercați să vă ancorați nădejdele, speranțele, listele, planurile în Domnul. În momentul când întorci privirea spre Domnul, ți se luminează fața de bucurie. Dragii mei, trebuie să ne reamintim că nu suntem personajele principale ale istoriei. Amintiți-vă, vă rog, că omul este ca un abur care se arată puțin el și apoi piere. Amintiți-vă că suntem ca un praf pe cumpăna fântânii. Să ne amintim că personajul principal al scripturilor, al istoriei, de la un cap la altul, este Domnul. De aceea, când noi ne gândim la ce mai faci, întrebarea este ce mai face Domnul în viața ta? Ce mai face Domnul în viața mea? Al doilea lucru pe care îl aflăm în această dimineață este că Domnul este, slăvit să fie numele Lui. Amin. Este și este bine mersi. Dacă întoarceți câteva pagini, în 29, Psalmul 29, acest psalm ne-a căzut o zi înainte de moartea socului nostru, în 29 decembrie. Și ce spune acolo? Glasul Domnului face pe cerboaice să nască, El despoaie pădurile, în locașul Lui totul strigă slavă. În cer, dacă vă uitați, nu este un loc de confort în care ne vom concentra fiecare pe viluța Lui pe străzi de aur, vom face ce n-am reușit să facem pe pământ. Raiul nu va fi un loc al compensațiilor pentru frustrările tale de aici. Și toți ne vom uita la Domnul. Toți ne vom concentra la Domnul. Nu va mai fi nevoie de soare și de lună pentru că Domnul va lumina cerurile. El rămâne centrul istoriei și după istorie. Și vedeți versetul 10 ce spune. Domnul stătea pe scaunul de domnie când cu potopul. Când avea impresia că nimic nu mai poate fi controlabil. Când catastrofa se răspândea pe toată suprafața pământului, Domnul este. Este același, ieri, azi și în veci. Este stăpân, este suveran, controlează absolut tot. Este la fel de omniputernic, atotștiutor. Și este același, care știe să numere firele părului nostru din cap. El știe cum îți funcționează pancreasul, ficatul. Nici o tumoră cât de mică n-a scăpat de sub control, sub mâna Lui, ritmul sinusal al inimii este din cauza Lui, în El avem viața, mișcarea și ființa. Domnul este, Domnul există. Deocamdată, dacă ne oprim până aici,
aflăm un lucru, că Dumnezeu există și asta schimbă toată perspectiva noastră asupra lumii, vieții, toată perspectiva noastră asupra cosmosului, toată perspectiva asupra locului nostru univers. Și urmează numele predicativ, șocant. Domnul este, și parcă ar fi ajuns să spună psalmistul atâta, Domnul este, slavă Domnului, plecăm acasă. Nu, Domnul este și aici vine să ne îngenuncheze psalmul. Aici vine să ne ia de ceafă și să ne pună cu gura în pământ. Aici vine să mâncăm țărână. Domnul este păstorul meu. Păi dacă Domnul este păstorul meu, asta mă pune pe mine față de el într-o relație cel puțin neconvenabilă, dacă nu de dreptul urâcioasă. Domnul este păstorul meu, asta înseamnă că eu sunt o oaie proastă și plină cu scaieți. Nu e așa? Împăratul David a avut experiența de cioban. A știut foarte clar ce înseamnă să fii păstor, ce înseamnă să fii cioban. A știut foarte clar că a fi cioban nu înseamnă numai gărgăunii pe care îi avem noi din iconografie, că Domnul Iisus este cu mielușelul în brațe și tot timpul îl mângâie pe creștet. A fi cioban înseamnă și să iei oaia de ceafă și să-i pui cosorul în gât. De ce? Noi suntem turma pășunii lui, el face tot ce vrea. Ia-i explicația acum la bărbatul femeii ăleia, de 37 de ani. Ia merge să întrebați astăzi. Frate Boris, ce mai faci? Domnul este păstorul meu și tocmai a luat o oaie și a trecut-o în partea cealaltă. Când spune David, Domnul este păstorul meu, este același păstor care este în mica apocalipsă din Matei, unde spune când va apărea Domnul Hristos cu sfinții îngeri pe norile slavei, va împărți toată umanitatea în două și va împărți cum împarte păstorul oile de capre. Unele la dreapta și altele la stânga. Și unii vor zice, unora le va zice, duceți-vă în pedeapsa veșnică. Asta înseamnă să fie Domnul păstorul meu? Domnul păstorul meu presupune o evanghelie puțin neconvenabilă, nu-i așa? Parcă nu-l putem picta pe Domnul Iisus doar în culorile alea roz bombon pe care le avem prin niște semne de carte, prin Biblie și pe calendare. Este un pic mai dur când spui Domnul este păstorul meu. Dragii mei, metafora se dezvoltă de aici, în restul psalmului, și trebuie să înțelegem că David împăratul, David care putea printr-un pocni din degete, să aducă lângă sine tot. Și așa a adus, așa a adus-o pe Batșeba, așa a păcătuit. N-avea nevoie decât să spună șoptit gărzilor lui, vreau cu tare sau cu tare lucru. Acest împărat îngenunchează și spune, nu sunt decât o oaie în fața Domnului. Și spune, Domnul este păstorul meu și tocmai de aceea nu voi duce lipsă de nimic. Aha, domnul păstor, păi ce? Nu voi duce lipsă de nimic, adică diabet, cancer, pancreatită, fibrilație atrială, pe astea nu zi la domnul. Nu voi duce lipsă de nimic, adică ne le-a dat pe toate. Crize de fiere, crize de rinichi, pietre, ce mai vreți? Pensie mică, nu voi duce lipsă de nimic. Dragii mei, dacă înțelegem corect textul de aici, ce ne spune Scriptura este că în momentul când ai îngenunchiat ca o oaie în fața păstorului, nu vei duce lipsă de nimic din ce consideră păstorul că trebuie să ai. În momentul ăsta, v-aș ruga să faceți un exercițiu mental. Ba ce spun eu? Iertați-mi reflexele de profesor că vă dau temă pentru acasă, dar v-aș da o temă pentru acasă. Faceți dumneavoastră ce am făcut eu zilele trecute. Am luat spatele agendei și am zis eu, ia să văd ce mi-aș dori eu. Nu voi duce lipsă de nimic. Ia să văd eu ce mi-aș dori, o să completez eu lista lui Dumnezeu un pic. Să văd ce mi-aș dori. Mi-aș dori cu tare lucru, cu tare lucru, mi-aș dori să-mi schimb cu tare, cu tare, cu tare, mi-aș dori să-mi schimb mașina, computerul, mi-aș dori să schimb apartamentul cu casă, mi-aș dori să ies la pensie, mi-aș dori să-mi cumpăr stupi. Și tot așa. Și am făcut o listă mare. Și ce s-a întâmplat? Nu mi-au mai ajuns cele trei pagini pe care le-am scris pe copertă. Și ce o să întâmple? O să scrieți vreo două, trei pagini. Și când te-ai săturat și te-ai uitat la el, zice, mi-ar trebui vreo trei vieți. Și când te uiți așa, parcă te apucă sila. Că ce faci este să escavezi nămolul din inimă. Toate dorințele, toate frustrările, toată nenorocirea care e în tine și care te face să tânjești. Și ce trebuie să faci cu lista aia? Rup paginile alea, le mototolești, le arunci la coș și spui, Doamne, n-ai cumva o altă listă.
Și Dumnezeu ți-o întinde. Când spui nu voi duce lipsă de nimic, de fapt, mototolești lista ta. Și iei lista Domnului și spui, Doamne, mă încred în Tine că Tu îmi vei da pâinea cea de fiecare zi, îmbrăcăminte pentru o singură zi care este mai frumoasă decât a crinilor de pe câmp, firmiturile cu care se hrănesc păsările sunt nimic față de felul în care se îngrijește Dumnezeu de noi, oamenii pământului, așa cum se îngrijește de păsările cerului. Nu voi duce lipsă de nimic. Dacă te smerești înaintea Domnului și dacă îngenunchezi ca o oaie gata de sacrificiu înaintea Lui și dacă te pui cu totul în brațul Lui și dacă faci această declarație, Domnul este păstorul meu și îți abandonezi ambițiile, listele, falsele tale nădejdi, falsele tale proiecte, proiectele tale de planul cincinal și pe următoarea decadă și fiecare dintre noi avem planuri, că noi nu putem porni motoarele vieții dimineața, nu avem motive să ne sculăm din pat dimineața dacă nu avem planuri, planurile noastre, liste, listele noastre, dorințe, dorințele noastre. Și ceea ce spune Dumnezeu în momentul când te-a luat de blana de pe ceafă, oaie fiind, este listele mele, dorințele mele, planurile mele, slava mea, gloria mea, numele meu, punct. Nu asta înseamnă să fii pocăit? Nu asta înseamnă să fii mort? Voi erați morți în păcatele și greșelile voastre când alergați în mersul lumii acesteia. Și mersul lumii acesteia face să te zghihuie diavolul pe toate coclaurile și să te ducă. Asta este când te urci în tren, te deranjează un pic, face tăgâdâm, tăgâdâm, dar când te dai jos în gară la Iași, și parcă lipsește ceva, că zgomotul respectiv a intrat în tine. Și argumentele noastre sunt, păi, toată lumea face așa, nu? Păi ce o să facem acum, străim, cum, așa, la voia întâmplării, adică încredințându-ne lui Dumnezeu, adică depinzând de El, noi trebuie să facem niște proiecte, avem de căsătorii copii, trebuie să le adunăm zestre, trebuie să punem la punct, avem program. Și Dumnezeu spune, vreau să ți-l anulez. Prietenul nostru, frații păstori, îl știu, Corneliu Peleașă, a trăit în tinerețe o experiență extraordinară. Și Dumnezeu ne dă din când în când câte un cadou. Eu îl consider cadou din partea Domnului, acesta. Era încă în răzvrătire față de Dumnezeu, era în conflict cu bunicii care l-au crescut, sportiv de performanță, sănătos tun. Un om arătos și bine întremat. Se trezește într-o dimineață și nu se mai poate mișca și nu mai vede. O mică tumoră în craniul lui își făcea de cap. Și Dumnezeu i-a arătat ce înseamnă să-ți ia picioarele, să-ți ia vederea, să te umilească, să te zdrobească. Dumnezeu a lucrat în viața lui în mod absolut minunat și l-a vindecat. Dar aceea a fost frângerea, îngenunchierea. Ei, în versetul 2 ne arată altceva Scriptura. Dragii mei, cred că un bărbat care la 40 de ani, vorbesc numai pentru bărbați, nu vorbesc pentru femei, pentru surori, vorbesc numai în dreptul nostru, cred că un bărbat care la 40 de ani nu ajunge să recunoască înaintea lui Dumnezeu că este absolut incompetent în trei domenii, să-și poarte singur de grijă și că sănătatea este un dar de la Domnul și că în fiecare zi El ne poartă de grijă și că nu poți să te duci înaintea copilor și spui cu mâinile astea două, bă, cu mâinile astea două v-am îmbogățit, v-am construit case. Că El te-a făcut să te ridici din pat, El ți-a dat vederea, El ți-a dat energia, El ți-a dat mișcarea și ființa. Deci dacă nu te recunoști falimentar și incompetent în a-ți purta singur de grijă, în a-ți găsi singur sensul în viață și călăuzirea și în a-ți administra singur relațiile, cred că trebuie să te întorci din nou în adolescență. Asta este motivul pentru care în biserici avem adolescenți de 50 de ani, de 60 de ani și adolescenți chiar de 70 de ani, care încă mai cred că frâiele vieții sunt în brațele lor. Încă mai cred că își pot găsi singur drumul. Încă mai cred că sunt stăpâni pe relațiile lor. Știți ce afirmăm în momentul când spunem în versetul 2? El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Aici arată direcția dinspre staul, înspre pășunea verde, dinspre
secăciunea ocolului înspre apa limpede. Ați văzut, asta e unul din lucrurile pe care le spun la studenții la teologie. Dacă vreți să deveniți păstori, trebuie neapărat să petreceți o zi și o noapte la stână, cel puțin, minim. Pentru că atunci înțelegi niște adevăruri de viață pe care n-ai cum să le înțelegi altfel. Ați văzut cumva, dacă veți fi fost la stână careva dintre dumneavoastră, și acolo în îngrămădeala aceea oilor, un mini comitet de oi să se ia deoparte și să facă planuri unde vor merge la pășune a doua zi și să-și fixeze agenda. Ați văzut așa ceva? Eu nu, am fost la stână. Nu există așa ceva. Oile stau îngrămădite unele în alte cu capul plecat și așteaptă să răsare zorii dimineții, să vină păstorul înaintea lor și păstorul să glăsuiască și oile recunosc glasul păstorului, el iese înainte și le dă direcție, le dă sens, le dă mișcare și le duce acolo unde știe el, unde a programat el, unde numai el cunoaște. Oaia când merge, vede oaia dinainte ei și stă înainte celelalte și se înveținează cu celelalte. Au o singură țintă. Unde merge păstorul, acolo și noi. Unde merge Domnul, acolo și noi. Unde e Domnul Iisus, acolo și noi. Când spun el mă paște în pășun verzi, recunosc faptul că nu pot găsi singur călăuzirea și sensul. De aceea spune Psalmul 32, eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta, vedeți, este o școală, te voi învăța, e ca o școală, îți voi arăta, este practic, voi merge înaintea ta, îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și mai mult decât atât. Să nu uităm, când cerem lui Dumnezeu o călăuzire, Doamne, dă-mi o călăuzire, mulțumesc că acum închid din nou cerurile că știu ce am de făcut. Și din când în când mai avem nevoie de o călăuzire, Doamne, dă-mi o călăuzire și după aia retrage-te înapoi în biserică că în lume aici ne descurcăm noi. Voi avea privirea îndreptată asupra ta. Te voi verifica, te voi supraveghea și te voi controla și voi fi în spatele tău și înaintea ta și în stânga ta și umbra pe care o vezi este umbra mea pe mâna ta cea dreaptă. Incomodă prezența. Știți când îi incomodă prezența lui Dumnezeu? Cel mai incomod, când conduci. Când conduci și pe locul mortului stă cel veșnic viu și ești în prezența lui și îți vine să conduci ca un nepocăit și îți aduce aminte că Domnul este. Domnul este păstorul meu. Și Domnul este păstorul meu și când conduci trebuie să conduci să știi roțile mașinii că-s conduse de un pocăit și când sforăi în pat să sforii ca un pocăit să știe patul pe care stai că în el doarme un pocăit și când ești la servici să știe vecinii că ești un pocăit și colegii să știe că ești un pocăit și peste tot duci mireasma de la viață spre viață a Domnului. El mă duce la ape de odihnă. Oricât îți cauți să te concentrezi asupra ta și cauți să-ți faci programele tale, nu vei avea odihnă niciodată. Domnul ne invită să luăm jugul său asupra noastră, să luăm crucea lui asupra noastră. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și ce ne dă odată cu această odihnă? Munca lui, jugul lui și programul lui. Prostia omenească ne conduce să ne intereseze, să ne intereseze persoana mea și programul meu. Și Domnul spune, hai să facem schimb, să te intereseze persoana mea și programul meu de Dumnezeu. Vedeți, unul dintre versetele mele preferate în Scriptură, încă din adolescență, este unul extrem de ironic. Versetul 30, din Psalmul 37, versetul 4, spune, Domnul să-ți fie desfătarea. Până aici e bine. Aici urmează partea ironică. Și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Ești prins ca în șah, ca într-un clește. Cei care joacă șah știu că asta este mat. În momentul când spui Domnul să-ți fie desfătarea, adică n-ai altă desfătare mai mare decât Domnul, da? Și după aia Domnul spune și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Păi când cea mai mare desfătare a ta este Domnul, ce-ți dorești cel mai mult este Domnul. Și cadoul cel mai mare pe care ți-l face Domnul este Domnul însuși.
Ai nevoie de altceva mai mult? Când ești în fața medicului și medicul îți spune, îmi pare rău, analizele dumneavoastră arată foarte rău, ne pare extrem de rău, mai aveți cam 3 luni. Și te duci frustrat acasă și citești psalmul ăsta și spui, nu voi duce lipsă de nimic, dar mi-ai promis. De ce, Doamne? Și Domnul vine prin cuvântul lui și spune, la fel ca apostolul Pavel când strigă frustrat către ceruri, Doamne, scoate-mi ghimbele acesta. Doamne, eliberează-mă, fă-mi viața un pic mai confortabilă, lasă-mă să mă mișc un pic mai în voie, vreau un pic mai mult confort aici pe pământ. Ca să se poată uita la lucrurile de sus, nu la cele de jos, îi spune așa, dragă Pavel, harul meu îți este de ajuns. Pentru că scopul meu pentru tine este ca eu să fiu desfătarea ta cea mai mare. Nu așteptatul concediu din vară, nici să te lege în hamac, nici să îți faci programele tale de weekend, nici să mergi pe dealuri la prăjit mici sau alte lucruri și de-abia aștept să te întâlnești cu prietenii, nici hobby-urile tale, nici sporturile preferate. Eu vreau să fiu desfătarea ta. În momente de criză și de groapă spirituală, atunci descoperi că în momentul când îl ții pe Domnul în mână, este singurul lucru de care mai ai nevoie. Nu mai ai nevoie de nimic. Când am trecut prin niște încercări, începând cu data de 7 aprilie, în anul trecut, și când am pierdut niște lucruri pe care eu și soția le consideram foarte prețioase, foarte valoroase, lucruri la nivel spiritual, toate celelalte lucruri vizibile din casă, mi s-au părut așa o risipă, așa lipsite de importanță. Știți ce se întâmplă când ne uităm înspre El? Când îl lăsăm și ne interesează persoana Lui și programul Lui? Versetul 3. Îmi înviorează sufletul. Domnul nu este interesat, dacă ați observat, să-mi învioreze trupul, ci îmi înviorează sufletul. Dacă n-ar fi așa, Creatorul nostru ar fi extrem de cinic. Dumnezeul care ne-a creat și-ar bate joc de noi să ne naștem atât de netezi la față și să sfârșim cu totul bârciți. Să ne întinerim plin de putere și forță și să sfârșim și fără păr, și fără dinți, și fără memorie, și decrepiți, și cu Alzheimer, și cocârjați, și de-abia umblând, și ne mai știm cine suntem, și fără să ne mai recunoaștem copiii, neputându-ne controla micile nevoi. Păi nu e un Dumnezeu sadic? Nu e un Dumnezeu care își bate joc de creația Lui să te pogoare și să te umilească, să te biciuiască cu bătrânețea? Vedeți, Domnul nu-i interesat de înviorarea acestei carcase. Apostolul Pavel spune, cortul acesta se desface, dar el crește în omul din lăuntru. Pentru că Dumnezeu vrea să ne comunice că există o altceva, există un alt program. Este această trecere prin lume și ne-a pregătit altceva. Este o transformare pe care o așteptăm. De aceea Domnul caută să ne învioreze sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său, pentru că își urmărește programul Său, slava persoanei Sale și numele Său. Ne ducem câteodată la copii, când ne fac de râs. Când suntem cei mai nervoși pe copii? Când venim la ședința cu părinții. Vii de la ședința cu părinții și, de fapt, dacă îți dai seama, îți iubești copilul, dar te iubești foarte mult pe tine. Și vii nervos și spui așa, m-ai făcut de râs! O să-și bată toată lumea joc de noi. Acum ne știe tot târgul. Și dacă ești cinstit cu tine, îți dai seama că te doare din cauza numelui tău. Dacă ai privi la copil, ai pune problema altfel, un pic. Dar nici măcar copilul nu te interesează. Trebuie să te intereseze altceva. Ne conduce pe cărări drepte și asta înseamnă cărări drepte în afaceri,
cărări drepte la examene, cărări drepte la lucru, cărări drepte în caracter, din pricina numelui Său. Pentru că noi suntem sarea și lumina numelui Său, cei care răspândesc slava Sa în lume. Să știi că nu faci umbră pământului pentru altceva decât așa cum răspunde catehismul. Catehismile noastre, anabaptiste și cel reformat, răspundeau așa: care este scopul omului pe pământ? Să-i aducă slavă lui Dumnezeu și să se bucure de prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să se bucure de slava pe care noi o aducem. Dacă te întrebi cumva ce rost mai ai în lume, dacă te întrebi ce program ți-a stabilit Dumnezeu, răspunsul este greșit dacă te gândești că ar fi putut termina cu tine după ce ai ieșit din apa baptisterului. Pentru ce să te mai lase? Te-a lăsat pentru următorul lucru: să răspândești lumina Sa, slava Sa, numele Său între oameni și să te pregătești pentru întâlnirea aceea cu El și pentru cealaltă existență. De aceea se desface cortul. Când te uiți în oglindă și mai vezi o zgrăbunță, zici: pe asta cum o scot? Când te vezi, mai vezi un fir alb, pe asta cum o scot? Când te vezi, parcă te necăjești. Și ce-ți comunică oglinda? Pregătește-te, derulăm programul de întâlnire cu El. În momentul când medicul se uită la tine și spune: aveți diabet, trebuie să trecem de la pastile la injecții. Ce se întâmplă în trupul tău față de trupul meu este că programul de întâlnire cu Domnul s-a derulat un pic mai repede la tine. Și aproape că uneori invidiez pe aceștia care vor ajunge înaintea mea acolo. Dragul meu, dacă gândești așa, toate ancorele vieții încep să se ducă în sus, spre El, spre împărăția Lui, spre locul acela despre care spune Scriptura: mă duc să vă pregătesc un loc. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Ce-i cu această valea umbrei morții? Foarte interesant, dacă studiem geografia locurilor pe unde își va fi păscut David turmele, descoperim că sunt teritorii calcaroase, cu denivelare, și anume sunt pășuni mai sus, unde insolația asupra terenului este mai mare, și sunt terenuri mai umbroase, unde vine într-o altă parte a anului, probabil la 2 sau 3 săptămâni, și se insolează. Trecerea dintre cele două este prin mici tuneluri sau canioane sau chei prin care apa a curs, a făcut rigole, a săpat în stâncă și a tot curs, a tot curs și a tot săpat. Așa apare transhumanța. Când se face primăvară, în terenurile mai mici, după aia trebuie să urcăm spre terenurile care se insolează mai târziu și după aia din nou mișcarea în jos. Când trebuia să treacă David cu oile, știa cu experiența lui de păstor că oaia, când intră în teritorii înguste, când trebuie să treacă prin locuri înguste, se blochează. Și de aceea Domnul Iisus este reprezentat cu cârja pastorală. Dacă ați văzut, Domnul Iisus n-a avut în viața Lui asemenea cârjă, dar este o contaminare, imagine din Psalmul 23. Cârja aceea pastorală, lungă și mai înaltă decât El, undeva la un băț, la vreo 2 metri, curbat la capăt, la ce se folosea acela? Când intrau în acele mini canioane, aceste văi ale umbrelor, când intrau în văile acestea umbrite și se bloca oaia, păstorul care era în față apuca oaia de aici de cap și trăgea de ea. Cel care era în spate împingea, dacă ăla din față nu ajungea, împingea. Zici, ce ghinion, Domnule! Uite ce Dumnezeu aveți! Păi sunt în valea umbrei morții, sunt descurajat, sunt și în loc să mă mângâie pe frunte și pe crește, zice, mă mângâie, auzi, cu toiagul și nu iau. Aici e ca Ion Creangă. Zice, când mă mângâia mama cu culeșerul. Știți ce înseamnă să te mângâie cu culeșerul? Cum este căut de mămăligă? Asta înseamnă că primea și o bătaie. Adică ești cum se întâmplă câteodată când vine copilul lovit acasă, el e lovit, și ce ai făcut? M-am bătut cu ăla. Da, hai să-ți mai trag și eu. La fel, uneori se întâmplă în viața cu Dumnezeu. Deci tu ești blocat, ești suferind, ești acolo și El pune toiagul pe tine și suferi. Dragii mei, dacă Dumnezeu n-ar pune toiagul și nu iau pe noi, nu ne-am mișcat din suferință.
Nu ne-am deblocat. Dar cum pune el toiagul și nu iaua? O pune cum o punea tataie. Tataie avea doi boi superbi, o tonă fiecare. Pe unul îl chema Florean și pe unul Pădurean. Parcă îi vizualizez acum. Boi foarte deștepți. Se pleca cu ei zeci de kilometri și mergeau încet și nimereau întotdeauna, și dacă bătrânul adormea, nimereau poarta. Singura condiție să nu schimbi poarta sau să o revopsești. De aici proverbul, să te uiți la poartă nouă. Dar erau foarte deștepți. Stătea bătrânul în car și de câteva ore a mers cu el la vie și adormea de oboseală. Și îl vedeam că face așa. Avea un bici cu un fel de împletitură de curele și dădea înspre unul și trăgea pe spatele boului, dădea peste celălalt și trăgea pe spatele boului, mai mergea carul, iarăși mai... Și întreba, tătai, ce nu-i bați? Să meargă la galop, să ajunge mai repede. De ce așa? Zice, nu. Știi de ce fac asta? Ca să știe că sunt în car. Ca să știe că nu-s de capul lor. Și dormind avea acest reflex. E, așa ne mângâie Domnul cu toiagul și nuiaua. Domnul vrea să ne asigure, auzi, sunt aici. Vedeți, nu contează circumstanțele. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu spune aici că moartea e mai simpatică? Nu spune că moartea este mai puțin înfricoșătoare sau că boala este mai puțin îngrozitoare? Nici de cum. Ce spune aici este că în mijlocul încercărilor celor mai adânci și cu boala cea mai hidoasă și cu moartea cea mai urâtă, nu mă tem de niciun rău, nu pentru că s-a înfrumusețat boala și moartea, ci pentru că cel mai frumos dintre oameni, Domnul Iisus Hristos, ne-a promis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. Vedeți, noi recităm Psalmul 20 când e ziua cuiva. Și ne place partea asta, să-ți dea tot ce-ți dorește inima, să-ți împlinească toate planurile tale, dar vedeți cum începe urarea noastră. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Aici ce spune Scriptura, că necazul nu-i dacă, necazul-i când. Nu se pune problema când va veni necazul. Problema este când va veni necazul. Când am câte o veste proastă de adus soției, așa cum s-a întâmplat în 9 noiembrie și în 30 decembrie, mă duc la ea și îi spun: draga mea, astăzi este o zi a necazului. Și atunci știi ce urmează. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Nu-i dacă. Ne-a promis Domnul. În lume veți avea necazuri. Nu este dacă, poate, ce în mintea noastră? Așa de slabi suntem de minte. Vedeți? De asta ne aseamănă Scriptura cu o oaie. În mintea noastră este că cumva noi vom fi singurii care ne vom strecura printre necazuri. Este ca jocul acela din copilărie, nu știu dacă dumneavoastră l-ați jucat, să fugi printre picurii de ploaie, să nu te plouă. Așa ceva este imposibil, dragii mei. Nu există ființă umană, ne spune Iov, omul s-a născut ca să sufere, după cum scânteia s-a născut din foc ca să zboare. Nu vei fi tu cel mai șmecher din lumea asta și cel mai deștept care va reuși cumva să fenteze necazul. Că ești cu Domnul sau că nu ești cu Domnul, vei îmbătrâni la fel ca cu noi ceilalți. Te vei apropia de groapă ca și noi ceilalți. Ești dator cu o moarte ca și noi ceilalți. Nu-i mai bine să-ți iei creatorul și păstorul alături când treci prin aceste lucruri decât să mergi singur? Ce lipsă de înțelepciune să-ți refuzi propriul creator. Ce lipsă de minte să spui: Dumnezeu cu treburile lui, eu mă descurc și singur. Nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Și dintr-o dată în versetul 5 se fracturează textul, se întâmplă ceva. Se întâmplă un lucru extraordinar, este cum, nu știu dacă mai fac copiii ăștia la școală, povestea porcului. Dacă nu o căutați pe internet și știți toată povestea, uneori poveștile au adevăruri spirituale foarte adânci. Și povestea porcului arată transformarea de care noi ne bucurăm prin ceea ce noi predicăm ca naștere din nou. În povestea porcului este un prinț care este încarcerat în
chipul acesta și în piele de porc și noaptea devine prinț. Și problema, tensiunea din întreaga poveste este cum va rămâne cumva, printr-o magie, printr-o vrajă, din porc să rămână și ziua prinț. Să nu mai fie blestemul acela peste el. Dragii mei, asta se întâmplă în Psalmul 23. Este un fel de, pun între ghilimele, magie care se întâmplă aici. Vedeți, începe Scriptura și ne descrie o oaie în fața păstorului său. Domnul este păstorul meu, toiagul și noiaua ta mă mângâie. E normal că îți călăuzești oaia cu toiagul, cu noiaua, o duci prin canioanele acelea. Toate imaginile acestea sunt ale lui David, care știa foarte bine cum să păstoresc oile. Și acum vorbește David împăratul, care a văzut oaie îngenunchiată în fața lui. Dar a stat și ca un împărat la masă și spune Scriptura: tu, cine e acest tu, dragii mei? Domnul. Tu, am schimbat locurile, ceva s-a întâmplat. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu se prinde de peste el. Când ați văzut dumneavoastră ultima oară oaie stând la masă frumos, cu babețica la gât și bând din pahar? Există așa ceva? Nu. Înseamnă că oaia a crăpat pielea de oaie de pe ea, s-a desfăcut, am pus-o în sicriu, au mâncat-o viermii și oaia aceea, plină cu scaieții culeși de pe pământ, s-a transformat în prinț. Ioan strigă, aproape orb, bătrân: vom fi cu el și vom fi ca el. Același Ioan ne spune ce face Domnul acum. Mă duc să vă pregătesc un loc. Dragii mei, știți ce face Dumnezeu acum? Este ce face soția mea când adeseori mărturisesc că am făcut faza asta. Uneori mă întâlnesc cu prieteni la biserică sau într-un loc și dau telefon, mă duc și șoptesc să nu mă audă prieteni: auzi, pregătește că avem musafiri. Ce? Clang telefon. Eu stau liniștit că știu ce urmează. Îmi duc prietenii pe centură, îi mai plimb un pic prin oraș, să-mi ia vreo 20-25 de minute și când ajung acasă, ce credeți că se întâmplă? O magie. Casa e curată, masa e pusă, totul e aspirat, pregătit. Asta în 20-25 de minute. Știu ce a făcut nevastă-mea în momentul când am anunțat-o. Aleargă prin casă și totul parcă se derulează cu o viteză uimitoare, totul e pregătit. Știți ce face Domnul Hristos acum? Vă așteaptă pe următorii. În Apocalipsa, capitolul 7, sosește un alt vagon în fața porților raiului și întreabă bătrânul: aceștia îmbrăcați în haine albe, cine sunt și de unde au venit? Aceștia sunt care și-au spălat hainele în sângele mielului. Și Domnul Iisus, precum o gospodină harnică, aleargă pentru că ne s-a dus, a zis: mă duc să vă pregătesc un loc, întinde masa, pregătește paharele și ți-a pregătit paharul și paharul tău este plin deja de dă peste el. Te așteaptă numai locul. Dragul meu, acolo e destinația. Celor care până acum, privind la psalm, au spus: ăsta e Dumnezeul vostru, ăsta este Hristosul vostru, ăla care stă cu cosorul la gâtul unei femei de 37 de ani, ăla care a îmbolnăvit-o pe sora Dana, mamă a 8 copii din biserica noastră, de boala Lyme, boala cu 1000 de fețe. Ăla este Dumnezeul vostru, așa răsplătește el faptele bune, așa răsplătește o femeie credincioasă. Dragii mei, știți cum este păstorul meu? Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și citiți acasă capitolul 10 din Ioan și vedeți ce fel de păstor avem noi. Păstorul cel bun care și-a dat viața pentru oi, la calvar, la cruce, și-a luat oile nu numai în spate, a luat toată putoarea și tot mirosul și toată scursura și toată nenorocirea și paharul acela care a fost plin de-a dat peste el. Domnul a zis: oare, Doamne, nu se poate depărta de la mine paharul acesta? Dar l-a luat și l-a băut până la ultima înghițitură. Ăsta este păstorul meu. Și în vremuri de restriște, și în vremuri grele, și în vremuri de valea umbrei morții, știu că acest păstor care și-a dat viața pentru mine este cu mine, nu este numai de partea mea pentru mine. Tu mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Știți cum îmi imaginez iadul? În pilda cu bogatul și Lazar, ne arată că avem cerul și iadul
Și din iad se poate vedea printr-o fereastră în cer, dar din cer nu putem vedea în iad ca să nu ne întristăm. Și toți potrivnicii lui David sunt vizualizați privind prin fereastra iadului, la victoria pe care o dă Dumnezeu. Nu știu câtă bucurie vă face asta, dar știți care mai sunt? Când se zice, aha, acum vecina aia care m-a tot privit printre uluci și mi-a tot când a scăpat găina, mi-a dat-o cu gâtul sucit, acum o să fie în iad și o să vadă cât de fericită sunt eu aici. Nu la asta trebuie să vă gândiți. Pentru acești oameni trebuie să ne rugăm. Iadul nu-i pentru oameni creat, este pentru îngerii lui căzuți, pentru diavol și îngerii lui. Nu trebuie să ajungi acolo, dragul meu. Nu-i pentru tine creat. Raiul e creat pentru tine. De ce să ajungi acolo să te chinui? De ce să ajungi în pedeapsa veșnică? De ce să privești printre zăbrelele iadului și să te uiți la bucuria celor cerești? Să nu fii unul dintre acești potrivnici care ajunge acolo. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn. Și aici aș aduce aminte, David, de ungerea cu un de lemn pe care a primit-o din partea profetului. Vă amintiți scena? A venit profetul și a venit la Isaia și a zis, Isaia, arată-mi fiii tăi, ăștia sunt. 1, 2, 3, a. Stă și Duhul lui Dumnezeu îi spune, omul se uită la ce izbește ochiul, dar Dumnezeu se uită la inimă. Mai ai unul, adu-l și pe ăla. Și sosește David și toarnă un de lemnul regesc pe capul lui. Și ce a urmat? Încoronarea? Nu. A urmat o serie de tribulații, prigoane, a trebuit să se ascundă prin văgăuni, Saul, potrivnicul lui, l-a tot urmărit. Asta este și cu tine, dragul meu, prin mântuire ești în momentul în care Domnul ți-a turnat un de lemnul pe cap. Ești deja fiu de rege, ești deja prințesă în împărăția lui Dumnezeu. Încă n-ai acces la tron. Încă mai ești fugărit de potrivnicul. Încă mai trebuie să te ascunzi prin văgăuni. Încă mai trebuie să stai în singurătate cu Domnul. Încă mai ai colțul ăla de mantie cu care fugi. Încă mai sunt goliați de biruit. Dar va veni vremea întronării, când Domnul îți va umple paharul și spune Scriptura, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Credeți că la viața asta se referă? L-am întrebat odată pe fratele Aron Mladin, frate Aron, câți ani aveți? Și mi-a spus, 85 de ani și o veșnicie. Asta este numărătoarea corectă. Pe cum altfel? Cum? Noi suntem veșnici. La ce se referă când durarea și fericirea mă vor însoți în toate zilele vieții mele? Toate zilele vieții mele se numără de aici. 20, 21, 46, 70 de ani și o veșnicie. Ce contează când pui în balanța veșniciei, veșnicia, zeci de mii, miliarde de ani, milioane și miliarde de ani ridicate la puterea a treia și înmulțite încă o dată cu milion, nu ai nici cea mai mică imagine ce înseamnă lungimea de timp. Mintea omului nu poate să cuprindă, ochiul omului nu poate să-și imagineze și n-a văzut. Și mintea omului nu are acces la această informație. Să percepem veșnicia. Când punem în balanță cele două, micile necazuri de aici, față de slava viitoare, merită să ne chinuim pentru această viață? Merită să suferim? Dragii mei, suntem atâți, o să ne uităm din rai și o să râdem când Dumnezeu o să, din când în când, pentru care simți umorul, o să ne aducă aminte și o să zică, ia uite cât te-ai chinuit tu când ți-a apărut un mic junghi. Îți amintești când te-ai blocat coloana vertebrală și să părea că e o tragedie. Privește lucrurile astea din perspectiva veșniciei. Dragul meu, am o veste bună, mori! Și în timp ce asculți acum, mori! Și în timp ce stai și mâine, și astăzi, și mâine, și toată săptămâna, vei sta la masă, vei mânca, vei lucra, vei muri. Te apropii. Astăzi este prima zi din restul vieții tale până la moarte. E o veste foarte bună. Din perspectiva Psalmului 23, asta este vestea bună, că fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Și care e sfârșitul zilelor mele? Cu Domnul. Dragii mei, dacă mă întrebați astăzi ce mai fac, uneori le răspund prietenilor, împrumutând și eu răspunsul unui prieten, ce mai faci? Mai bine decât merit. M-a întrebat un alt frate, dar tu știi ce meriți? Da, știu foarte bine. Plata păcatului?
este moarte. Așa că oricum astăzi fac mai bine decât merit. Și când va veni moartea peste mine, voi face mai bine decât merit. Dacă mă întrebați ce mai fac eu, vă spun, nu mă interesează ce mai fac, mă interesează ce face El. Și vă spun un lucru, Domnul este bine mersi. Este în control, este pe tron, este același ieri, azi și în veci, controlează încă istoria. Dacă a stat pe scaunul său când cu potopul, stă pe scaunul său și cu fibrilația mea, și cu diabetul tău, și cu cancerul tău, și cu zgrăbunțele pe care ți-au apărut pe piele, și cu toate lucrurile, chelia ta este controlată de Dumnezeu, că până orice fir de păr care îți cade, nu cade fără știrea Lui. Ce odihnitor este să ai un asemenea păstor. Și acum, când ne întreabă cineva, ce mai faci? Răspunsul corect este, Domnul este păstorul meu. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Amin.